Tragedie într-o familie din Suceava. Un bărbat care s-a urcat băut la volan a provocat un accident în care a murit soția sa, iar fetița lor a fost grav rănită. Accidentul s-a produs pe DJ-209A între localitățile Cornul Luncii și Mălini. Din primele informații, șoferul circula cu viteză pe carosabilul acoperit cu polei, a pierdut controlul volanului într-o curbă, iar mașina s-a izbit de un copac. Dacă copacul ăsta n-ar fi fost, ar fi mai trăit 2-3 oameni până acum. Că au mai murit oameni. Din partea aia vin cu viteză și când e polei nu mai pot lua curba. Poate sunt oameni inconștienți, dar măcar rămân în viață. Acum e polei pe jos. Da, în urma impactului, soția șoferului de 25 de ani a fost proiectată prin parbriz și a murit pe loc. Fetița de 3 ani și bunica în vârstă de 46 de ani aflate pe bancheta din spate au rămas prinse între fiarele mașinii, însă au fost scoase la timp de pompieri. Din cele 3 victime, cea mai gravă este o fetiță în vârstă de 3 ani, un traumatism craniocerebral mediu și o contuzie hepatică. O a doua persoană în vârstă de 46 de ani, traumatism craniocerebral, contuzie toraco-abdominală. Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cu traumatism craniofacial, conștient, cooperant, în afara oricărui pericol. După o verificare cu etilotestul, polițiștii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie de 0,07 mg alcool pur în aerul expirat. Bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpă și pentru vătămare corporală din culpă.